Neanes, înălțatul te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin blagoslovenie că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos s-a înălțat. Preacucernici părinți, iubiți credincioși. Ieșit am de la Tatăl, spune Mântuitorul, și am venit în lume. Și iarăși las lumea și mă întorc la Tatăl. Sunt cuvinte pe care Mântuitorul Iisus Hristos le spune apostolilor cu multe vreme înainte de înălțarea sa la cerul, praznic pe care noi îl sărbătorim astăzi, sunt cuvinte cu care Domnul îi pregătea pe ucenicii săi de ziua, dacă vreți, aparentei despărțiri de lumea aceasta și de el. Ne este greu să ne despărțim de prieteni. Ne este și mai greu atunci când despărțirea se făgăduiește a fi de o durată mai lungă. Ne este foarte greu să ne despărțim de cineva drag care pleacă departe. Și ne extrem de greu să ne despărțim de cei care pleacă în lumea de dincolo, în veșnicie. Pentru că de fiecare dată orice despărțire lasă lacrimi, lasă răni, lasă durere, lasă mâhnire în inimile noastre. Spune foarte frumos un poet francez că în fiecare despărțire este și ceva din doar. Adică, cu fiecare despărțire de cei dragi, parcă murim câte puțin. Iată, Domnul le spune Evanghelia, ce s-a citit, s-a despărțit de prietenii săi, de ucenicii săi. Zice Domnul, de acum nu vă mai numesc pe voi ucenici ai mei, slujitori ai mei, robi ai mei, pentru că niciodată sluga nu știe ce face stăpânul, ci vă numesc de pe acum prietenii mei. Iubiți credincioși, această despărțire însă nu este despărțire, paradoxal. Prin înălțarea sa la cer, Domnul nu se desparte de noi. Domnul nu ne părăsește. Domnul nu îi lasă pe ucenicii săi de izbeli. Se înalță la cer cu un rost bine definit și bine gândit cu mult înainte planul lui Dumnezeu. Domnul s-a răstignit pentru noi, s-a întrupat pentru noi. Spre a noastră mântuire s-a răstignit, a murit și a ridicat făptura noastră. Vedeți, nu avem icoana aceea în vieie, icoana bizantină în care Hristos, cu mâinile întinse, ridică din moarte, zdrobește puterea morții, porțile iadului și ridică de acolo pe drepții Vechiului Testament. Domnul îi ridică
Și iată prin înălțarea sa la cer, îi duce împreună cu sine la tronul slav. Prin înălțarea sa de pe pământ la cer, Domnul înalță cu sine trupul acesta omenesc pe care l-a luat din prea curata fecioară. Înalță la tronul cel ceresc pârga, roada firii noastre omenești pe care a îndumnezeit-o, a sfințit-o prin unirea dumnezeirii sale cu trupul acesta omenesc. De aceea spune atât de frumos una dintre cântările care se cântă aici la strană în această zi. Domnul s-a înălțat la cer. Îngerii se minunează văzând un om. Auziți, un om mai presus decât ei. Vorbea de firea umană pe care Hristos a dus-o cu el. De aceea Duhul Sfânt poruncește tuturor îngerilor săi: ridicați căpetenii porțile voastre, ca să intre împăratul care înalță cu sine firea cea căzută a lui Adam. Așa cum Hristos, când preotul spune noaptea de înviere, bătând în porțile bisericii, deschideți-vă voi porți veșnice, simbolizează pe Hristos care a bătut cu putere în porțile morții și ale iadului și le-a zdrobit prin biruința învierii sale. Așa cum iată, la praznicul acela acesta de înălțării, Domnul se înalță la cer și bate în porțile cerului să se deschidă, să înalțe la tronul slavei și firea omenească. Iată cât de frumos spune Sfântul Grigorie Palama: s-a înălțat într-o slavă Domnul și a intrat în Sfânta Sfintelor, cea mai presus de pământ, în Sfânta Sfintelor, cea nefăcută de mână omenească, și stând de-a dreapta măririi în cer, pe același tron al dumnezeirii, pentru ca de aceeași dumnezeire să facă părtașă firea noastră cu care El s-a amestecat. Iată, iubiți credincioși, în mod paradoxal, Hristos urcă și nu numai că nu ne părăsește, dar ne ia cu sine. Mâinile Lui care rămân întinse în icoana Învierii, rămân întinse pentru noi cei care am rămas aici, care așteptăm și noi înălțarea noastră, care în fiecare zi ne înălțăm sau coborâm adeseori atunci când vedem mâinile Lui Hristos întinse spre noi să ne ridice. Nu s-a despărțit Hristos de noi. Nu s-a despărțit de ucenicii Săi. Pentru că pe muntele măslinilor, înaintea ucenicilor Săi, Domnul le-a zis: vă este de folos ca Eu să mă înalț. Vă este de folos ca Eu să merg la Tatăl Meu, să vă gătesc și vouă loc, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. Nu s-a despărțit Domnul de noi, pentru că le-a zis ucenicilor ultimele sale cuvinte pe pământul acesta. A zis așa către ei înainte de a se lăsa: iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Este cu noi, cu toate că atât de frumos spune într-o rugăciune înainte de împărtășare, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun împreună cu Tatăl ieșezător, Hristoase Dumnezeule, toate umplându-le. Dar este posibil, în virtutea atotputernicii sale, ca Domnul să fie prezent și în cer, dar și aici, împreună cu noi,
în inimile noastre, în viețile noastre, în noi înșine. De aceea Domnul le spune, sunt cu voi. Dar le mai spune ceva. Nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că peste puțină vreme vă voi îmbrăca sau vă veți îmbrăca cu putere de sus. Nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că vă voi trimite vouă pe Mântuitorul, care vă va învăța pe voi tot adevărul. Iată, de fiecare dată vedem că folosește timpul viitor. Vă voi trimite vouă pe Mântuitorul. Vă voi trimite vouă și vă voi îmbrăca pe voi cu putere de sus. Dar iată când spune, eu sunt cu voi, Domnul folosește timpul prezent. El este și rămâne prezent împreună cu noi, chiar și dacă s-a înălțat la cer. De aceea, iubiți credincioși, Hristos este prezent alături de noi. Este prezent mai întâi de toate prin Evanghelia Sa, prin Cuvântul Său, prin împlinirea Cuvântului Său, pentru că spune El atât de frumos, Cel ce mă iubește pe mine, acela păzește cuvintele mele și Tatăl meu îl va iubi pe El. Și vom veni la El și vom face locaș în inima Lui. De aceea și spune Marcu Ascetul, Hristos stă ascuns în cuvintele sale evanghelice, pe măsura împlinirilor, pe măsura trăirilor, îl descoperim acolo pe Hristos. Apoi, Hristos este prezent în noi, în lumea noastră, prin ce oare mai mult decât prin cuvintele acestea ale rugăciunii. Este prezent în rugăciune, alături de noi și de noi, pentru că El însuși spune, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Și credem cu tărie că noi, cei ce ne-am adunat astăzi în numele Său aici, credem cu tărie că El este în mijlocul nostru și rămâne cu noi. Hristos este apoi prezent în suferința umană, în fiecare om care plânge, în fiecare făptură care suferă, în fiecare făptură rănită. Hristos este prezent. De aceea și criteriul judecății acesta este. Dacă ați dat de mâncare, dacă ați cercetat pe cel suferit, dacă ați mângâiat pe cel trist, toate acestea le-ați făcut pentru mine, toate acestea mi le-ați făcut mie, pentru că El se identifică cu suferința umană. Și dacă nu le-ați făcut lor, mie nu mi le-ați făcut, căci eu am fost și sunt prezent în toți aceștia. De aceea, atunci când ne manifestăm cu iubire, cu iertare, cu înțelegere față de cei în suferință, toate acestea nu sunt altceva decât semne ale faptului că am înțeles că în suferința lor este și Hristos. Apoi, în mod exemplar, plenar, Hristos este prezent în biserică, prin toată lucrarea bisericii. Opera Sa, a prezenței Sale, este făcută cunoscută de către Duhul Sfânt. De aceea le spune apostolilor, nu vă depărtați până ce vă voi îmbrăca pe voi cu putere de sus. Nu vă depărtați până ce vă voi trimite vouă pe Mântuitorul, care vă va arăta și
vă va învăța pe voi toate. Duhul Sfânt este acela care face prezent pe Hristos de fiecare dată aici în Sfânta Liturghie. Căci preotul când zice, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți dintr-o acesta, toți, acesta este sângele meu. Duhul Sfânt îl face prezent aici, pe Hristos, în chip tainic, în chip mistic, în chip duhovnicesc. De aceea, iubiți credincioși, Hristos este, rămâne împreună cu noi, deși s-a înălțat la cer. Pentru că, în ultima rugăciune, înainte de a se spune Sfintele Sfinților, când preotul ridică agnețul, spune atât de frumos, Hristoase, cel ce împreună cu Tatăl șezi pe tronul slavei și aici, împreună cu noi ești, în mod nevăzut, sfințește darurile acestea. De aceea, Iisus Hristos, iubiți credincioși, rămâne unul împreună cu noi. Să rămână Hristos împreună cu noi, iar noi să rămânem împreună cu El, pentru că El este împreună cu noi, dar noi nu suntem întotdeauna împreună cu El. El caută să ne ridice, să ne înalțe spre cer, dar noi de cele mai multe ori căutăm să ne aplecăm spre pământ. Nu întindem spre El mâna, spre a ne ridica, spre a ne înălța. De aceea, înălțarea lui Hristos este și înălțarea fiecăruia dintre noi. Înălțarea lui Hristos este pentru noi făgăduința că și noi suntem chemați, că și noi suntem aleși să stăm de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Pentru că la întrebarea psalmistului, psalmistul David spune atât de frumos, Doamne, cine-mi va da mie aripi să zbor, aripi de porumbel să zbor și să mă înalț la tronul Tău? Și noi răspundem semnificațiile zilei de astăzi. Domnul este acela care întraripează sufletele noastre să se înalțe la tronul slavei sale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Iar ziua aceasta a înălțării, care iată pentru noi ca și români, corespunde cu ziua eroilor, cu ziua acelora care s-au jertfit, care au murit ca și martiri, fie pentru credință, fie pentru neam, pentru brasta străbună, sufletele lor s-au înălțat acolo unde nu mai este durere, nici întristare, nici suspinare, ci viață fără de sfârșit. Ei care și-au asumat jertfa, ei care, prin faptele lor, ne-au dăruit și nouă pilde de demnitate, astăzi, de ziua eroilor, și noi le aducem oborul recunoștinței noastre, a rugăciunilor noastre, a rugăciunilor noastre, care să se înalțe către tronul cel ceresc. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Să vină peste voi noastră harma, să iubire de oameni, să te ajută acum și cu durea și veci vecilor. Ale Sfinților, Măriților, dintr-un tot lăudaților, apostoli, ale Lumilor,
ale Sfântului Ierarh Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Linghiei, Stătătorul de Minuni, ale celui presfinți Părinte din Ochii Vandă de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie a săvârșit, ale Sfinților Drepți Dumnezeiești, Părinții Vatic și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne miluiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pe Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Fiind ziua eroilor astăzi, o bună credincioasă de-a noastră a făcut o adevărată agapă creștinească în memoria eroilor neamului, așa că vă așteptăm să vă ungem cu un de lemn sfințit, să veniți cu ușa aceasta spre curte și să luați fiecare ca în gând de iertăciune, să spunem fiecare ca Dumnezeu să ierte, să odihnească și să luăm și noi din aceste clinoase. Iar cei care mai puteți rămâne, vom săvârși după aceea și taina Sfântului Masul. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.